Corpul de control al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor este în control la sistemul de gospodărire a apelor Suceava. În plus, vineri va fi prezent la Suceava chiar ministrul de resort, care va avea întâlniri cu reprezentanții instituțiilor coordonate de acest minister. Doi reprezentanți ai Corpului de control se află de miercuri în control la sistemul de gospodărire a apelor Suceava, instituție condusă de Daniel Drăgoi, după ce pe adresa Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Grațiela Gavrilescu, au sosit mai multe sesizări referitoare la unele lucrări în infrastructura de gospodărire a apelor aflată în administrarea sa, precum și pe linia vizării și autorizării lucrărilor și activităților ce se execută pe ape sau care au legătură cu apele. E vorba și de două sesizări, una legată de inundarea bazarului cu materie fecală și cealaltă vizează construirea unui pod peste pârâul Pozen. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Grațiela Gavrilescu, va fi prezentă vineri în Suceava pentru a se întâlni și cu reprezentanții instituțiilor aflate în coordonarea acestui minister. Prefectul Constantin Harasim a spus că ministrul mediului va participa la Palatul Administrativ la o ședință de lucru cu reprezentanții din conducerea instituțiilor descentralizate din mai multe județe ale Moldovei, printre care Suceava, Iași, Botoșani sau Neamț, aflate în coordonarea acestui minister, respectiv Agenției pentru Protecția Mediului, Gărzii de Mediu, Serviciului de Gospodărire a Apelor sau Direcției Silvice. Grațiela Gavrilescu se va întâlni și cu președintele Consiliului Județean Suceava în vederea analizării obiectivelor de investiții aflate în derulare în județ, finanțate de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.